Alphonse Daudet, Tartarin din Tarascon, episodul 2, La Turci. Capitolul 7. Istoria unui omnibuz, a unei maure și a unor mătănii de flori de asomie. Această întâmplare ar fi putut descuraja pe unii, dar oamenii de teapa lui Tartarin nu se lasă învinși cu una cu două. Leii sunt la sud, se gândi eroul. Ei bine, voi merge la sud. Și îndată ce înghiți ultima îmbucătură, se sculă, mulțumi gazdei, sărută fără nicio pică pe bătrână, vărsă o ultimă lacrimă pentru sărmanul măgăruș și se înapoie repede în Alger, cu gândul să-și facă îndată bagajul și să plece în aceeași zi spre sud. Din nenorocire, strada cea mare din Mutafa părea că se lungise de ieri. Era un soare și un praf și cortul îi se părea de o greutate. Tartarin nu a avut curajul să meargă pe jos până în oraș, făcuse în primului omnibus care trecea și se urcă. Ah, sărmanul Tartarin din Tarascon, ar fi fost mai bine, pentru renumele său, pentru gloria sa, să nu se fi urcat în această căruță și să-și fi urmat drumul pe jos, chiar cu primejdea de a cădea înnăbușit de căldură, de greutatea cortului și a puștilor. Când se urcă Tartarin, omnibuzul era plin. În fund, un vicar din Alger citea într-un ceaslov. În față, un tânăr negustor maur fuma țigări groase, apoi un marinar maltez și 4 sau 5 maure, înfășurate în pânze albe și la care nu se puteau vedea decât ochii. Aceste cucoane fuseseră la cimitirul Abd el-Kader, unde își făcuseră îndeletnicirile religioase. Dar se părea că această vizită funebră nu le prea întristase, le auzeai râzând și șoptind între ele sub măștile de pe față și ronțăind bomboane. Lui Tartarin se păru că ele îl privesc mereu. Mai cu seamă una, aceea care stătea în fața lui, își pironise ochii între-ai lui și nu-l mai slăbi tot drumul. Cu toate că era voalată, vioiciunea ochilor ei negri, măriți încă prin vopseaua din prejurul lor, o mână fină, frumoasă și brațele încărcate cu brățări de aur și care apăreau din când în când de sub văl. Apoi sunetul vocii, mișcările grațioase, aproape copilărești ale capului, spuneau că dedesubt se ascunde ceva tânăr, frumos, adorabil. Sărmanul Tartarin nu știa cum să scape. Dezmierdările mute ale acestor ochi negri orientali îl tulburau, îl nelinișteau, îl făceau să moară. Aici era cald, aici frig. Apoi se mai amestecă și pantoful cucoanei. Pe cizmele sale groase de vânătoare simțea alergând acest pantofior viu și iute ca un șoricel roșu. Ce să facă? Să răspundă la privirile și la apăsările acestea? Da, dar urmările? O intrigă de amor în Orient e ceva teribil. Și cu imaginația sa romantică și meridională, bravul tarasconez se și vedea căzut în mâinile eunucilor, decapitat, mai rău încă, poate cusut într-un sac de piele și aruncat în mare. Acestea îl mai răci puțin. În timpul acesta, pantofiorul nu-i da pace și ochii din fața lui se deschideau mari de tot spre el, ca două flori de catifea neagră care păreau să căspun culegene. Omnibuzul se opri, ajunsese pe piața teatrului, la intrarea străzii Babazun. Maurele coborâră una câte una, împiedicându-se în șalvari și strângând cu o grație sălbatică vălurile lor. Vecinul lui Tartarin se ridică cea de pe urmă și, ridicându-se, trecu cu obrazul așa de aproape de al eroului, încât îl atinse cu respirația, un adevărat buchet de tinerețe, iasomie, mosc și prăjituri. Tarasconezul nu se mai putu împotrivi. Îmbătat de dragoste și gata la toate, se repezi în urma ei. La zgomotul pașilor lui greoi, Maura întoarse capul, puse pe mască un deget ca pentru a zice sst și aruncă repede cu mâna cealaltă niște mătănii parfumate făcute din flori de iasomie. Tartarin se aplecă să le ridice, dar fiindcă eroul nostru era cam greu și încărcat de arme, operațiunea fu destul de lungă. Când se ridică ținând mătănile pe inimă, Maura dispăruse.